Localitatea, municipiul Chișinău. Proiect, cel mai bun proiect în domeniul energiei geotermale. Investiția peste 380.000 de lei. Odată cu creșterea prețurilor la facturile de gaz și electricitate, pompele de căldură au început să fie privite tot mai des drept soluții optime pentru amenajarea spațiilor comerciale. Este și cazul supermarketului Fidesco, care a instalat o pompă geotermală ce asigură confort termic anul împrejur, aer condiționat vara și căldură iarna. Consumul anual al pompei este de 16.800 de kWh și are un termen de recuperare a investiției de 3 ani. Potrivit instalatorului, economiile acumulate față de sistemul tradițional de încălzire-răcire este de 60%. În scenă este invitat reprezentantul Fidesco SRL, iar trofeul și diploma va fi mânat de viceministrul economiei, domnul Valeriu Triboi. Așadar, reprezentantul Fidesco SRL este așteptat pe scenă.